tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. A citit în limba română Livia. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși în coade, de când se luau de gât lupii cu mieii, de se sărutau înfrățindu-se, de când se potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești, de când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și, voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A umblat pe la vraci și filosofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii, dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape un uncheaș dibaci, a trimis să-l cheme. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat, deci, împăratul și împărăteasa și, luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și, totodată, le-a zis: "Bine ați venit sănătoși, dar ce îmbli, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta," zise împăratul, "ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai." "Am," răspunse uncheașul, "dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el." Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. "Taci, dragul tatei," zice împăratul, "că ți-o-i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat." Și alte multe dalde astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: "Taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte." Atunci copilul tăcu și se născu, iar slujitorii deteră în timpine și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai isteți și mai îndrăzneți. Îl deteră pe la școli și filosofi și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună,
astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se falea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise: Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis: Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit, atunci a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă, ziceau boierii, tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar tată său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin grajd și, zărind într-un colț, un cal răpciugos și bubos și slab se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise: Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai pui mâna pe mine un voinic. Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise: Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tată tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău, iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta 6 săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat prevătaful curții și a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine spre a-și alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tatâne său de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și, după 6 săptămâni, izbuti a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el. Destulă muncă avu, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite,
odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase întocmai cum îl fătase măsa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi. Văzându-l făt frumos astfel, îi zise, de azi în 3 zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi, te poruncești, îi răspunse calul. A 3-a zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul ce-și alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrămile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinteni calului, ieși pe poartă ca vântul și după dânsul, carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care-i orânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul și, apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul, să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghionoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe care nu-i asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Se deteră spre odihnă, dar pândea când unul, când altul. A 2-a zi, când se revărsa ziorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos înșeuă și înfrână calul și Kinga o strânse mai mult decât altădată și porni, când auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi zise, ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie ghionoaia. Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea, iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și, făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și, când era gata a o lovi cu a 2-a săgeată, strigă ea, stai, făt frumos, că nu-ți fac nimic! Și văzând că nu o crede, îi dă-te un scris cu sângele său. Să-ți trăiască calul, făt frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cuteza să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumes au face, de-abia au ajuns
până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Se duseră acasă la dânsa, unde ghionoaia ospătă pe făt frumos și-l omeni ca pe un călător. Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar ghionoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstra în traistă, îl puse la loc și îndată se vindecă. Ghionoaia, de bucurie, ținu masă 3 zile, dar rândul, și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele 3 fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise, cu calul care îl ai și cu vitejia ta, crezi că ai să-i zbutești. După 3 zile, se pregătirea de drum și porni. Merse făt frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fu de trecu peste hotarele ghionoaiei, dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal, de ce este iarba pârlită? Și calul îi răspunse, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu ghionoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc, blestemul părinților le-a ajuns și de-aia s-au făcut lighioi, așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică, nevoie de cap, vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este năcăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa și vin s-o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sora sa și are 3 capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine dici de dimineață să fim gata. A doua zi se pregătiră, ca și când ajunsese la ghionoaia, și porniră. Când auziră un urlet și o vâjietură, cum nu mai auziseră ei până atunci. Fii gata, stăpâne, că iată se apropie zgripsoroaica de scorpie. Scorpia cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute. Iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam pe deoparte. Văd frumos, o săgetă și îi zbură un cap. Când era, se-i mai ia un cap. Scorpia se rugă cu lacrimi ca să o ierte, că nu-i face nimic. Și, ca să-l încredințeze, îi dete înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât ghionoaia. Iar el îi dăte și dânse înapoi capul ce îl luase cu săgeata, care le se lipi îndată cum îl puse la loc, și, după 3 zile, plecară mai departe. Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori, și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Trăgea un vântișor care abia adia. Aici stătură ei să se odihnească, iar calul îi zise, trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne, mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau
toate fiarele, cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe foarte. Cu dânsele nu este chip de a te bate. Și ca să trecem prin pădure, e peste poate. Noi însă să ne silim, dacă om putea, să sărim pe deasupra. După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise: Stăpâne, strânge chinga cât poți de mult și încălecând, să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zăticnești în zborul meu. Se urcă, făcu probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurei și sunt adunate toate în curte. Să trecem! Să trecem, răspunse făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul va. Trecură pe deasupra pădurii și, tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copaci și, deodată, toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, deci se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră de se lăsară în jos și de nu era doamna palatului afară, dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea ligionile din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit, îi scăpă ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare. Cum o văzu făt frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: Bine ai venit, făt frumos, ce cauți pe aici? Căutăm, zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce zisești, aci este. Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor, de puteau îmbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse, șezând tot singurele. Iar el nu așteptă să-i mai zică odată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul ce aceea și căuta. Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și ce păți până să ajungă la dânsele. Și nu după multă vreme se și însoți cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi dătără voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi. Numai pe o vale, pe care o și arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și spuseră că acea vale
se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo vreme mutată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr, ca și când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale, se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dete și cu a treia săgeată, cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii. Luând iepurile, se întorcea acasă. Când, ce să vezi, dumneata, deodată îl apucă un dor de tată său și de mumă sa. Nu cuteză să spuie femeilor măestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedea întrânsul. Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii, îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac astă neghiobie, și acum mă topesc de-am picioarele de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dar, să-mi mai văz odată părinții și apoi mă întoarce ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-a fost în stare să-i potolească dorul părinților, care-l usca pe dantregul. În cele mai de pe urmă, calul îi zise: dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-o. Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas. Așa să fie, zise el. Se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și, după ce-și luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrimile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe, pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă pre unii și pre alții despre scorpie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunilor auziseră de la străbunilor, povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta? Le zicea făt frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici. Și spunea tot ce știa. Locuitorii râdea de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia ghionoaiei,
făcu întrebări ca și la moșia scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea domiri el. Cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile? Și iarăși supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse la împărăția tătânei său. Aici alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise: rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și haide-mi. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palaturile dărâmate și cuburuie crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi, căta să-și aducă aminte cât era odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce-i aducea aminte cele trecute, grajdul în care găsise calul, se pogorâ apoi în pivniță. Gârliciul căreia se astupase de dărâmăturile căzute, căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise: bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam. O palmă îi trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlii în chichiță și căzu mort și îndată se și făcu țărână. Iar eu încălecai poșa și vă spusei dumneavoastră așa. Sfârșitul basmului, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. Los ojos de Judas, por Abraham Valdelomar, leído en español. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los ojos de Judas. El puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía tres plazas. Una, la principal, enarenada, con una suerte de pequeño malecón barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viajes al pueblo. Otra, la desolada plazoleta, donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces, y la tercera, al sur de la población, en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años. En el puerto yo lo amaba todo, y todo lo recuerdo porque allí todo era bello y memorable. Tenía 9 años, empezaba el camino sinuoso de la vida y estas primeras visiones de las cosas que no se borran nunca marcaron de manera tan dulcemente dolorosa y fantástica el recuerdo de mis primeros años que así formóse el fondo de mi vida triste. A la orilla del mar se piensa siempre, hay el continuo ir y venir de las olas, la perenne visión del horizonte, los barcos que cruzan el mar a lo lejos sin que nadie sepa su origen o rumbo, las neblinas matinales durante las cuales los buques perdidos pitean clamorosamente, como buscándose unos a otros en la bruma, cual ánimas desconsoladas en un mundo de sombras, las paracas,
aquellos vientos que arrojan a la orilla a los frágiles botes y levantan columnas de polvo monstruosas y livianas, el ruido cotidiano del mar, de tan extraños tonos, cambiantes como las horas, y a veces en la apacible serenidad marina, el surgir de rugidores animales extraños, tritones pujantes, hinchados, de pequeños ojos y viscosa color, cuyos cuerpos chasquean las aguas al cubrirlos desordenadamente. En las tardes, a la caída del sol, el viaje de los pájaros marinos que vuelven del norte en largos cordones, en múltiples líneas, escribiendo en el cielo no sé qué extrañas palabras. Ejércitos inmensos de viajeros de ignotas regiones, de inciertos parajes, que van hacia el sur agitando rítmicamente sus alas negras hasta fumarse, azules en el oro crepuscular. En la noche, en la profunda oscuridad misteriosa, en el arrullo solemne de las aguas, vanas luces que surgen y se pierden a lo lejos como vidas estériles. En mi casa, mi dormitorio tenía una ventana que daba hacia el jardín cuya única vid desmedrada y raquítica, de hojas carcomidas por el salitre, serpenteaba agarrándose en los barrotes oxidados. Al despertar, abría yo los ojos y contemplaba tras el jardín el mar. Por allí cruzaban los vapores con su plomiza cabellera de humo que se diluía en el cielo azul. Otros llegaban al puerto, creciendo poco a poco rodeados de gaviotas que flotaban a su lado como conos de espuma, y ya fondeados los rodeaban pequeños botecillos ágiles. Eran entonces los barcos como cadáveres de insectos, acosados por hormigas hambrientas. Levantábame después del beso de mi madre. Apuraba el café humeante en la taza familiar. Tomaba mi cartilla e íbame a la escuela por la ribera. Ya en el puerto, todo era luz y movimiento. La pesada locomotora crepitante recorría el muelle. Chirriaban como desperezándose los rieles enmohecidos. Alistaban los pescadores sus botes. Los fleteros empujaban sus carros, en los cuales los fardos de algodón hacían pirámide. Sonaba la alegre campana del cochecito. Cruzaban en sus asnos pacientes y lanudos sobre los hatos de alfalfa verde y florecida azul las mozas del pueblo. Llevaban otras en cestos de caña brava la pesca de la víspera y los empleados, con sus gorritas blancas de vísceras negras, entraban al resguardo, a la capitanía, a la aduana y a la estación del ferrocarril. Volvía yo antes del mediodía de la escuela, por la orilla, cogiendo conchas, huesos de aves marinas, piedras de raro color, plumas de gaviotas y yuyos, que eran cintas multicolores y transparentes como vidrios ahumados que arrojaba el mar. Mi padre, que era empleado en la aduana, tenía un hermoso tipo moreno, faz tranquia, brillante mirada, bigote pródigo. Los días de llegada de algún vapor vestíase de blanco y en la falua rápida, brillante y liviana, en cuya popa, agitada por el viento, ondeaba la bandera. Iba mar afuera a recibirlo. Mi madre era dulcemente triste. Acostumbraba llevarnos todas las tardes a mi hermanita y a mí a la orilla a ver morir el sol. Desde allí se veía el muelle, largo eón sus aspas monótonas, sobre las que se elevaban las efes de sus columnas que en los cuadernos en la escuela nosotros pintábamos así. FFFF. Pues de los ganchillos de las efes pendían los faroles por las noches. Mi padre volvía por el muelle al atardecer. Nos buscaba desde lejos, hacíamos señales con los pañuelos, y él perdíase un momento tras de las oficinas, al llegar a tierra para reaparecer a nuestro lado. Juntos veíamos entonces la procesión de las luces, cuando el sol se había puesto y el mar sonaba ya con el canto nocturno muy distinto del canto del día. Después de la procesión, regresábamos a casa y durante la comida papá nos contaba todo lo que había hecho en la tarde. Aquel día, como de costumbre, habíamos ido a ver la caída del sol y esperar a papá. Mientras mi madre sobre la orilla contemplaba silenciosamente el horizonte, nosotros jugábamos a su lado, con los zapatos enarenados, fabricando fortalezas de arena y piedras que destruían las olas al desmayarse junto a sus muros, dejando entre ellos su blanquísima espuma. Lentamente caía la tarde. De pronto, mamá descubrió un punto en el lejano límite del mar. —¿Ven ustedes? —nos dijo preocupadas. —¿No parece un barco? —Sí, mamá —respondí—, parece un barco. —¿Vendrá papá? —interrogó mi hermana. —Él no comerá hoy con nosotros, seguramente —agregó mi madre—. Tendrá que recibir ese barco. —Vendía de noche. El mar está muy bravo.
y suspiró entristecida. El sol se ahogó en sangre en el horizonte. El barco se divisó perfectamente recortado en el fondo ocre. Sobre el puerto cayó la noche. En silencio, emprendimos la vuelta a casa, mientras encendía en el faro del muelle y desfilaba la procesión de las luces. Así, decíamos un carro lleno de faroles que salía de la capitanía y era conducido sobre el muelle por un marinero, quien a cada 50 metros se detenía colocando sobre cada poste un farol hasta llegar al extremo del muelle extendido y lineal. Mas como esta operación hacía centrada en la noche, solo se le veía avanzando sobre el mar las luces, sin que el hombre ni el carro ni el muelle se viesen, lo que daba a ese fanal un aspecto extraño y quimérico en la profunda oscuridad de esas horas. Parecía aquel carro un buque fantasma que flotara sobre las aguas muertas. A cada 50 metros se detenía y una luz suspendida por invisible mano iba a colgarse en lo alto de un poste invisible. Así, a medida que el carro avanzaba, las luces iban quedando inmóviles en el espacio como estrellas sangrientas, y el fanal iba disminuyendo su brillo y dejando las luces a lo largo del muelle como una familia cuyos miembros fueran muriendo sucesivamente de una misma enfermedad. Por fin, la última se quedaba oscilando al viento muy lejos, sobre el mar, que rugía en las profundas tinieblas de la noche. Cuando se colgó el último farol, nosotros, cogidos de la mano de mi madre, abandonamos la playa tornando al hogar. La criada nos puso los delantales blancos. La comida fue en silencio. Mamá no tomó nada, y en el mutismo de esa noche triste yo veía que mamá no quitaba la vista del lugar que debía ocupar mi padre, que estaba intacto con su servilleta doblada en el lado, su cubierto reluciente y su invertida copa. Todo inmóvil. Y solo se oía el chocar de los cubiertos con los platos o los pasos apagados de la sirvienta o el rumor que producía el viento al doblar los árboles del jardín. Mamá solo dijo dos veces con su voz dulce y triste: «Niño, no se toma así la cuchara. Niña, no se come tan deprisa». Papá debió volver muy tarde, porque cuando yo desperté en mi cama, sobresaltado al oír una exclamación, sonaron frías, lejanas, las 2 de la madrugada. Yo no oí en detalle la conversación de mis padres, pero no puedo olvidar algunas frases que se me han quedado grabadas profundamente. «¿Quién lo hubiera creído?», decía papá. «Tú conoces a Luisa. Sabes cuán honorable y correcto es su marido». «No es posible, no es posible», respondió mi madre con voz medrosa. «Ojalá no lo fuese. Lo cierto es que Fernando está preso. El juez cogió al niño y amenazó a Luisa con detenerlo si ella no decía la verdad. Y ya ves, la pobre mujer lo ha declarado todo. Dijo que Fernando había venido a Pisco con el exclusivo objeto de perseguir a Kerr, pues había jurado matarlo por una vieja cuestión de honor. Y ella ha delatado a su marido. ¡Qué horrible traición! ¡Qué horrible! ¿Y qué cuestión ha sido esa?». «No ha querido decirlo, pero admírate. Esto ha ocurrido a las 4 de la tarde. Kerr ha muerto a las 5 a consecuencia de la herida, y cuando trasladaban su cadáver se promovió en la calle un gran tumulto. Oímos gritos y exclamaciones terribles. Fuimos hacia allí y hemos visto a Luisa gritar, mesarse en los cabellos y como loca llamar a su hijo. Se lo habían robado». «¿Le han robado a su hijo?». Sentí los sollozos de mi madre. Asustado, me cubrí la cabeza con la sábana y me puse a rezar, inconsciente y temeroso, por todos esos desdichados a quienes no conocía. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres». Al día siguiente de mañana trajeron una carta con un margen de luto muy grande, y papá salió a la calle vestido de negro. Recuerdo que al salir de la población pasé por la plazuela que está al fin del barrio del castillo y empecé a alejarme en la curva de la costa hacia San Andrés, entretenido en coger caracoles, plumas y hierbas marinas. Anduve largo rato y pronto me encontré en la mitad del camino. Al norte, el puerto ya lejano de Pisco aparecía envuelto en un vapor vibrante. Veíanse las casas muy pequeñas y los pinos, casi borrados por la distancia, elevábanse apenas. Los barcos del puerto tenían un aspecto de abandono, cual si estuvieran varados por el viento del sur. El muelle parecía entrar apenas en el mar. Recorrí con la mirada la curva de la costa que terminaba en San Andrés. Ante la soledad del paisaje, sentí cierto temor que me detuvo. El mar sonaba apenas, el sol era tibio y acariciador. Una ave marina apareció a lo lejos, la vi venir muy alto, bajo el cielo, sola y serena como una alma.
volaba sin agitar las alas, deslizándose suavemente arriba, arriba. La seguí con la mirada alzando la cabeza, y el cielo me pareció abovedado, azul e inmenso, como si fuera más grande y más hondo y mis ojos lo miraran más profundamente. El ave se acercaba. Volví la cara y vi la campiña tierra adentro, pobre, alargándose en una faja angosta, detrás de la cual comenzaba el desierto vasto, amarillo, monótono, como otro mar de pena y desolación. Una ráfaga ardiente vino donde él hacia el mar. En medio de esa hora me sentí solo, aislado, y tuve la idea de haberme perdido en una de esas playas, desconocidas y remotas, blancas y solitarias donde van las aves a morir. Entonces, sentí el divino prodigio del silencio. Poco a poco se fue callando el rumor de las olas. Yo estaba inmóvil, en la curva de la playa, y al apagarse el último ruido del mar, el ave se perdió a lo lejos. Nada acusaba ya a la humanidad ni a la vida. Todo era mudo y muerto. Solo quedó un zumbido en mi cerebro, que fue extinguiéndose, hasta que sentí el silencio, claro, instantáneo, preciso. Pero solo fue un segundo. Un extraño sopor me invadió. Luego me acosté en la arena, llevé mi vista hacia el sur, vi una silueta de mujer que parecía a lo lejos, y mansamente, dulcemente como una sonrisa, se fue borrando todo, todo, y me quedé dormido. Desperté con la idea de la mujer que había visto al dormirme, pero en vano la buscaron mis ojos, no estaba por ninguna parte. Seguramente había dormido mucho, y durante mi sueño, la desconocida, que tenía un vestido blanco, había podido recorrer toda la playa. Observé, sin embargo, los pasos que venían por la orilla, menudos rastros de mujer que el mar había borrado en algunos sitios, circundaban el lugar donde yo me había dormido y seguían hacia el puerto. Pensativo y medroso, no quise avanzar a San Andrés. El sol iba a ponerse ya, y restregándome los ojos, siguiendo los rastros de la desconocida, emprendí la vuelta por la orilla. En algunos puntos, el mar había borrado las huellas, buscábalas yo, adivinándolas casi, y por fin las veía aparecer sobre la arena húmeda. Recogí una conchilla rara, la eché en mi bolsillo, mi mano tropezó con un extraño objeto. ¿Qué era? Una medalla de la Purísima, de plata, pendiendo de una cadena delgada, larga y fría. Examiné mucho el objeto y me convencí de que alguien lo había puesto en mi bolsillo. Tuve una sospecha. La mujer. Quise arrojarle, pero me detuve. Guardé la medalla y cavilando en el hallazgo, llegué a casa cuando el sol se ponía. Mi curiosidad hizo que callara y ocultara el objeto, y al día siguiente, martes de Semana Santa, a la misma hora, volví. El mar, durante la noche, había borrado las huellas donde me acostara la víspera, pero aproximadamente elegí un sitio y me recosté. No tardó en aparecer la silueta blanca. Sentí un violento golpe en el corazón y un indecible temor, y sin embargo tenía una gran simpatía por la desconocida que vestida de blanco se acercaba. El miedo me vencía. Quería correr y luchaba por quedarme. La mujer se acercaba cada vez más. Me miró desde lejos. Quise irme aún, pero ya era tarde. El miedo y luego la apacible mirada de aquella mujer me lo impedían. Acercóse la señora. Yo, de pie, quitándome la gorra, le dije: «Buenas tardes, señora. ¿Me conoces? Mamá me ha dicho que se debe saludar a las personas mayores». La señora me acarició, sonriendo tristemente, y me preguntó: ¿Te gusta el mar? Sí, señora. Vengo todas las tardes. ¿Te quedas dormido? ¿Usted vino ayer, señora? No, pero cuando los niños se quedan dormidos a la orilla del mar y son buenos, viene un ángel y les regala una medalla. ¿A ti te ha regalado el ángel? Yo sonreí incrédulo. La dama lo comprendió, y conversando, perdido al temor hacia la señora vestida de blanco cogido de su mano, emprendí la vuelta a la población. Al llegar a la plazuela de Castillo, vimos unos hombres que levantaban una especie de torre de cañas. ¿Qué hacen esos hombres? Me preguntó la señora. Papá nos ha dicho que están preparando el castillo para quemar a Judas el sábado de gloria. ¿A Judas? ¿Quién te ha dicho eso? Y abrió desmesuradamente los ojos. Papá dice que Judas tiene que venir el sábado por la noche y que todos los hombres del pueblo, los marineros, los trabajadores del muelle, los cargadores de la estación, van a quemarlo. Porque Judas es muy malo. Papá nos traerá para que lo veamos. ¿Y tú, sabes por qué lo queman? Sí, señora. Mamá dice que lo queman porque traicionó al Señor. ¿Y no te da pena que lo quemen? No, señora, que lo quemen. Por él, los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo.
Si él no lo hubiese vendido, ¿cómo habrían sabido quién era? ¿Los judíos? La señora no contestó. Seguimos en silencio hasta la población. Los hombres se quedaron trabajando y al despedirse la señora Blanca me dio un beso y me preguntó. Dime, ¿tú no perdonarías a Judas? No, señora Blanca, no lo perdonaría. La dama se marchó por la orilla oscura y yo tomé el camino de mi casa. Después de la comida me acosté. Estuve varios días sin volver a la playa, pero el sábado de gloria en que debían quemar a Judas salí a la playa para dar un paseo y ver en la plaza el cuerpo del criminal, pues según papá, ya estaba allí esperando su castigo el traidor, rodeado de marineros, cargadores, hombres del pueblo y pescadores de San Andrés. Salí a las 4 de la tarde y me fui caminando por la orilla. Llegué al sitio donde Judas, en medio del pueblo, se elevaba, pero le tenían cubierto con una tela y solo se le veía la cabeza. Tenía dos ojos enormes, abiertos, iracundos, pero sin pupilas, y la inexpresiva mirada se tendía sobre la inmensidad del mar. Seguí caminando, y al llegar a la mitad de la curva distinguí a la señora Blanca que venía del lado de San Andrés. Pronto llegó hasta mí. Estaba pálida, y me parecía enferma. Sobre su vestido blanco y bajo, el sombrero alón, su rostro tenía una palidez de marfil. Era tan blanca, sus facciones afiladas parecían no tener sangre, su mirada era húmeda, amorosa y penetrante. Hablamos largo rato. ¿Has visto a Judas? Lo he visto, señora Blanca. ¿Te da miedo? Es horrible, a mí me da mucho miedo. ¿Y ya le has perdonado? No, señora, yo no lo perdono. Dios se resentiría conmigo si lo perdonase. ¿Usted viene esta noche a verlo quemar? Sí. ¿A qué hora? Un poco tarde. ¿Tú me reconocerías de noche? ¿No te olvidarías de mi cara? Fíjate bien. Y me miró extrañamente. Fíjate bien en mi cara. Yo vendré un poco tarde. Dime, ¿le has visto tú los ojos a Judas? Sí, señora. Son inmensos. Blancos. Muy blancos. ¿Dónde miran? Al mar. ¿Estás seguro? ¿Miran al mar? ¿Te has fijado bien? Sí, señora Blanca. Miren al mar. Sobre la arena donde nos habíamos sentado, la señora miró largamente el océano. Un momento permaneció silenciosa y luego ocultó su cara entre las manos. Aún me pareció más pálida. Vamos, me dijo. Yo la seguí, caminando en silencio a través de la playa, pero al acercarnos a la plazuela donde estaba el cuerpo de Judas, la señora se detuvo y mirando al suelo me dijo, fíjate bien en él. Me vas a contar a dónde mira. Fíjate bien. Fíjate bien. Y al pasar ante el cuerpo ella volvió la cara hacia el mar, para no ver la cara de Judas. Parecía temblar su mano, que me tenía cogido por el brazo, y al alejarnos me decía, fíjate a dónde mira, de qué color son sus ojos. Fíjate, fíjate. Pasamos. Yo tenía miedo. Sentía temblar fuertemente a la señora que me preguntó nuevamente, ¿dónde le miran los ojos? Al mar, señora Blanca. Bien lejos, bien lejos. Ya era tarde. La noche empezó a caer y las luces de los barcos se anunciaron débilmente en la bahía. Al llegar a la altura de mi casa, la señora me dio un beso en la frente, un beso muy largo, y me dijo, adiós. La noche tenía un color brumoso, pero no tan negro como otras veces. Avancé hasta mi casa pensativo y encontré a mi madre, llorando, porque debía salir un barco a esa hora y papá debía ir a despacharlo. Nos sentamos a la mesa. Allí se oía rugir el mar, poderoso y amenazador. Madre no tomó nada y me atreví a preguntarle. Mamá, ¿no vamos a ver quemar a Judas? Si papá vuelve pronto, ahora vamos a rezar. Nos levantamos de la mesa. Atravesamos el patiecillo. Mi hermana se había dormido y la criada la llevaba en brazos. La luna se dibujaba opacamente en el cielo. Llegamos al dormitorio de mi madre y ante el altar, donde había una Virgen del Carmen muy ínula, nos arrodillamos. Iniciamos el rezo. Mamá decía en su oración, por los caminantes, navegantes, cautivos, cristianos y encarcelados. Sentimos inusitadamente ruidos, carreras, voces y lamentaciones. Las gentes corrían gritando y de pronto vimos un sonido estridente, característico como el pitear de un buque perdido. Una voz gritó cerca de la puerta. ¡Un naufragio! Salimos despavoridos en carrera loca hacia la calle. El pueblo corría hacia la ribera. Mamá empezó a llorar. En ese momento apareció mi padre y nos dijo, «Oh, naufragio, hace una hora que le he despachado el buque, seguramente ha encallado». El buque llamaba con un silbido doloroso,
como si se quejara de un agudo dolor, implorante, solemne, frío. La luna seguía opacada. Salimos todos a la playa y pudimos ver que el barco hacía girar un reflector y que del muelle salían unos botes en su ayuda. El pueblo se preparaba, estaba reunido alrededor de la orilla, alistaba febrilmente sus embarcaciones. Algunos habían sacado linternas y farolillos y auscultaban el aire. Una voz ronca recorría la playa como una ola. Pasaba de boca en boca y estallaba. ¡Un naufragio! Era el eterno enemigo de la gente de mar, de los pescadores que se lanzaban en los frágiles botes de las mujeres que los esperaban temerosas a la caída de la tarde. El eterno enemigo de todos los que viven a la orilla. El terrible enemigo contra el que luchan todas las creencias y supersticiones de los pueblos costaneros, que surge de repente, que a veces es el remolino desconocido y siniestro que lleva a los pescadores hacia un vórtice extraño y no los deja volver más a la costa. Otras veces, el peligro surge en forma de viento que aleja de la costa las embarcaciones para perderlas en la inmensidad azul y verde del mar. Y siempre que aparece este espíritu desconocido y sorpresivo, las gentes sencillas vibran y oran al apóstol pescador, su patrón y guía, porque seguramente alguna vida ha sido sacrificada. Aún oímos el rumor de las gentes del mar cuando empezó a retirarse. Se apagaron los reflectores y el piteo cesó. Nadie comprendía por qué el barco se alejaba, pero cuando éste se perdía hacia el sur, todo el pueblo pensativo, silencioso e inmenso, regresó por las calles y se encaminó a la plaza en la que Judas iba a ser sacrificado. Mamá no quiso ir, pero papá y yo fuimos a verle. Caminamos todo el barrio del castillo, y al terminarlo y entrar a la plazoleta, la fiesta se anunció con una viva luz sangrienta. A los pies de Judas ardía una enorme y roja llamarada que hacía nubes de humo y que iluminaba por dentro el deforme cuerpo del condenado a quien yo quería ver de frente. Pero al verlo, tuve miedo. Miedo de sus grandes ojos que se iluminaban de un tono casi rosado. Busqué entre los que nos rodeaban a la señora Blanca, pero no la vi. La plaza estaba llena, el pueblo la ocupaba toda, y de pronto, de la casa que estaba a la espalda de Judas y quedaba frente al mar, salieron varios hombres con hachones encendidos y avanzaron entre la multitud hacia Judas. «¡Ya lo van a quemar!», gritó el pueblo. Los hombres llegaron, los hachones besaron los pies del traidor y una llama inmensa apareció violentamente. Acercaron un barril de alquitrán y la llamarada aumentó. Entonces fue el prodigio. Al encenderse el cuerpo de Judas, los ojos, con el reflejo de la luz, tornáronse rojos, con un rojo iracundo y amenazador, y como si toda aquella gente semiperdida en la oscuridad y en las llamas hubiera pensado en los ojos del ajusticiado, siguió la mirada sangrienta de este que fue a detenerse en el mar. Un punto negro había al final de la mirada que casi todo el pueblo señaló. Un golpe de luz de la luna iluminó el punto lejano y el pueblo, que aquella noche estaba como poseído de una extraña preocupación, gritó, abandonando la plaza y lanzándose a la orilla. ¡Un ahogado! ¡Un ahogado! Se produjo un tumulto horrible. Un clamor general, que tenía algo de plegaria y de oración, de maldición pavorosa y de tragedia, se elevó hacia el mar en esa noche sangrienta. ¡Un ahogado! El punto era traído mansamente por las olas hacia la playa. Al grito unánime siguió un silencio absoluto en el que podía percibirse el ruido manso del mar. Cada uno de los allí presentes esperaba la llegada del desconocido cadáver, con un presentimiento doloroso y silente. La luna empezó a clarear. Debía ser muy tarde y por fin se distinguió un cadáver ya muy cerca de la orilla, que parecía tener encima una blanca sábana. La luna tuvo una coloración violeta y alumbró aún el cadáver que poco a poco iba acercándose. «¡Un marinero!», gritaron algunos. «¡Un niño!», dijeron otros. «¡Una mujer!», exclamaron todos. Algunos se lanzaron al mar y sacaron el cadáver a la orilla. El pueblo se agrupó al derredor. Le clavaban las luces de las linternas. Se peleaban por verle, pero como allí en la orilla no hubiese luz bastante, lo cargaron y llevaron hacia los pies de Judas que aún ardía en el centro de la plaza. Todo el pueblo volvía a ella, y con él, yo, cogido siempre en la mano de papá. Llegaron, colocaron en tierra el cadáver y ardió el último resto del cuerpo de Judas, quedando solo la cabeza, cuyos ojos ya no miraban a ningún lugar sino a todos. Yo tenía una extraña curiosidad por ver el cadáver. Mi padre seguramente no deseaba otra cosa. Hizo abrir sitio. Y como las gentes de mar lo conocían y respetaban, le hicieron pasar y llegamos hasta él.
Vi un grupo de hombres, todos mojados, con la cabeza inclinada, teniendo en la mano sus sombreros silenciosos, rodeando el cadáver, vestido de blanco, que estaba en el suelo. Vi la estela destrozada y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvido nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desgreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y entonces tuve la más horrible sensación de mi vida. Di un grito extraño, inconsciente, y me abracé a las piernas de mi padre. «Papá, papá, si es la señora Blanca, papá». Creí que el cadáver me miraba, que me reconocía, que Judas ponía sus ojos sobre él, y di un segundo grito, más fuerte y terrible que el primero. «Sí, perdono a Judas, señora Blanca, sí lo perdono». Padre me cogió como loco, me apretó contra su pecho, y yo, con los ojos muy abiertos, vi mientras que mi padre me llevaba rojos y sangrientos, acusadores, siniestros y terribles, los ojos de Judas que miraban por última vez, mientras el pueblo se desgranaba silencioso, y unos cuantos hombres se inclinaban sobre el cadáver blanco. Ocultábase la luna. Fin de Los ojos de Judas, por Abraham Valdelomar. Leído por Kendall Regans. Леся Українка. Збірка «На крилах пісень». Контраспем Сперро. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox знаходяться у суспільному надбанні. Для здобуття більш докладної інформації або реєстрації в якості волонтера, будь ласка, відвідайте веб-сайт LibriVox.org. «Геть ти думи, ви хмари осінні! Тож тепер весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лити на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодова я міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать. І несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Я співатиму пісню дзвінкую, розганятиму розпач тяжкий. Може, сам на ту гору крутую підійметься мій камінь важкий. Вдовгу, темну нічку невидну, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга. Смерть наляже на груди важенько, світ застеле сувора мла, але дужче заб'ється серденько, може, лютою смерть подола. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга. Буде погляд мій вельми палати, може, згинуть всі хмари сумні, може, зірка, як буде сіяти, ясний промінь пошле і мені. Смерть наляже на груди важенько, світ застеле сувора мла, але дужче заб'ється серденько, може, лютою смерть подола. Так, я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Кінець вірша Лесі Українки «Контраспем Сперро». Читала Ольга Варфоломеєва.